Luna martie i-a prins din nou nepregătiți pe patronii societăților din județul Olt. Inspectorii de muncă olteni au fost din nou în control la firmele care activează în domenii precum construcțiile, comerțul sau transportul de persoane și mărfuri pentru a vedea modul în care sunt respectate normele de muncă în vigoare. În urma verificărilor efectuate au fost identificate peste 245 deficiențe pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri de remediere, iar pentru cele mai grave au fost aplicate 116 sancțiuni, dintre care 111 avertismente și 5 amenzi în valoare totală de 91.000 de lei. Potrivit comunicatului de presă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt, și în această lună au fost descoperite persoane care munceau la negru. În luna martie 2023, inspectorii de muncă au identificat 4 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, astfel o persoană la un angajator din Caracal, cu obiect de activitate întreținere și reparație auto, și 3 persoane la un angajator din Slatina cu obiect de activitate confecții textile, celor 2 angajatori care le foloseau, fiindu-le aplicate amenzi în valoare de 80.000 de lei. Inspectorii de muncă avertizează că aceste controle fulger vor avea loc pe tot parcursul anului, iar abaterile legale ale patronilor vor fi sancționate aspru.